Viitorul Cimian a încheiat turul sezonului regular din Liga a III-a cu o victorie categorică, scor de 5-2, pe terenul din comuna Bustuchin, cu Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu. Artizanul succesului din etapa a noua a fost atacantul Marian Stoenac, care a izbutit numai puțin de 4 goluri în minutele 19, 45, 55 și 83. Ultima reușită a partidei i-a aparținut lui Raul Iorgulescu în minutul 90, în timp ce gazdele marcaseră prin Răzvan Vespe și Ovidiu Rasoveanu în minutele 44, respectiv 58. Avantajați de înfrângerile suferite de Voinița Lupac și Gilordu Târgu Cărbunești, echipe ce ocupau înaintea etapei locurile 4 și 3, mehedințenii au urcat pe ultima treaptă a podiumului. Etapa viitoare, prima a returului, Viitorul Cimian va juca la Reșița cu Progresul Ezeriș. Bănățenii au doar 4 puncte, cu 12 mai puțin decât echipa de la malul Dunării. În partida tur, gruparea din Cimian s-a impus cu scorul de 3-2 pe stadionul municipal din Drobeta, Turnu Severin. Iată rezultatele complete ale etapei a noua. CSO Filiaș, Voinița Lupac 2-1, Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu, Viitorul Cimian 2-5, Jiul Petroșani, Aurul Brad 7-0, CSM Deva, Gilordul Târgu Cărbunești 4-0, Progresul Ezeriș, Retezatul Hațeg 2-2. În clasament conduce CSO Filiaș cu 22 de puncte, urmată de CSM Deva cu 21 de puncte și Viitorul Cimian cu 16 puncte. Pe ultimul loc al clasamentului se situează Aurul Brad cu doar 2 puncte.